În preajma Zilei Mondiale a Sănătății, eveniment sărbătorit în toată lumea pe data de 7 aprilie, elevii Colegiului de Medicină din Ungheni împreună cu cadrul didactic de aici au organizat un talk show care a avut scopul de a marca această zi. În cadrul acestui talk show, elevii au vorbit despre importanța sănătății umane și cele ecologice, iar pentru a-i oferi evenimentului și o atmosferă festivă, tinerii au cântat și au recitat poezii tematice. O strigăție aude din apele adânci. Voi, oameni miloși, sunteți ca niște stânci, sunteți ca niște pietre și faceți un păcat când aruncați în apă ce aveți de aruncat. Am organizat un talk show cu genericul Echilibrul societății, echilibrul meu, și am pus accent pe sănătatea umană și sănătatea ecologică, pentru că nu putem fi noi sănătoși dacă nu este sănătoasă terra noastră. Despre importanța sănătății umane cât și cele ecologice au vorbit și viitorii medici care susțin că medicina semnifică în primul rând sănătate. Medicina este în primul rând sănătate și de aceea noi, cei de la Colegiul de Medicină, trebuie să aprobăm în primul rând tema sănătatea, deoarece medicina este mama sănătății, este mama noastră a tuturor dintre noi. Este o zi specială, nu numai pentru noi, dar pentru întreg globul, pentru că dacă îl vom păstra curat, dacă vom avea grijă de aer, de sol și de toate celelalte componente ale lui, vom fi și noi sănătoși și vom putea trăi mai mult pe acest pământ. Ziua Mondială a Sănătății este sărbătorită în întreaga lume, începând cu anul 1950.